Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Viața Gojului. Invitatul meu permanent este Cornel Șomâcu. Bună seara, Cornel! Bine ai revenit! Aseară erai tu pe scaunul ăsta, da. Realizator, la rădăcine. Acum ți-a venit rândul să fii invitat. Da, bună seara și să dezbatem principalele probleme din Viața Gojului. Principala, că nu e foarte lungă deocamdată Viața Gojului, în noua grilă va fi mai extinsă emisiunea. Da, și cu ocazia asta spunem și realizatorul, va fi seară de seară, Aura Stoienescu la Viața Gojului. Așa. Iar tu rămâi cu rădăcinile. Ți-o cedez. Da. Și panoramicul și școala gorjană, ca să știe telespectatorii. Dar pe mine mă veți vedea în fiecare seară, de luni până joi, de acum înainte. Parcă era vorba și de vineri. Și de vineri, da. Și vom avea și o nouă emisiune, dar despre aia nu vă spunem nimic deocamdată. Bun. Deci să venim la ziua de astăzi, până la noua grilă, și să vorbim despre problemele de la CEO, pentru că până la urmă CEO este coloana vertebrală a economiei gorjene și e acum într-o situație dificilă. Există un risc și iată, există proteste, au fost greviști ai foamei care au renunțat până la urmă, au fost discuții între conducere sindicate, a fost un meeting organizat de PNL care și-a dat mâna cu PSD-ul la Gorj, cel puțin la acest meeting. Mai organizează PSD-ul acum unul? Da, chiar în această săptămână, joi, va fi un meeting, se anunță un meeting de aploare pentru tot pe această problemă și nu e deloc, să spun așa, tardiv sau nu e de efect, pentru că deocamdată e un time-out, practic, e un armistițiu, nu e tranșată problema, adică pauza într-o dintre direcție sau alta, da. Pauza de meci. Astăzi a apărut însă o declarație care ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât ce a fost până acum. Unul din lichidatorii specialiști în insolvență, Piperea, cel care a avut destul de multă experiență, Borza, dar și Piperea a fost ieri cu o declarație, ei anticipează cumva faptul că CEO-ul, deci Complexul Energetic Oltenia, riscă insolvența în următoarele luni. Și dacă va fi așa, lucrurile s-ar putea să iau o întorsătură foarte urâtă, adică se anticipează undeva într-un interval de 1-3 luni insolvența, adică sunt condiții, și să nu uităm că Borsa a mai spus acest lucru, chiar a fost și implicat în administrare, și în cazul Olchim și în alte cazuri, deci a avut dreptate Hidroelectrica și celelalte, deci nu e, pe mine m-ar îngrijora o asemenea declarație când o face un asemenea specialist. Bine, trebuie spus că insolvență înseamnă două variante sau două etape, dacă e cazul și se aprobă. Adică prima etapă, dacă se aprobă de către creditori, de către adunarea creditorilor în momentul în care intri în insolvență, ar fi reorganizarea dacă este cerută sau falimentul? Eu am un dubiu apropo de dacă ar fi acceptată insolvența. Stați puțin, noi avem pierderi făcute din PIX la Complexul Energetic Oltenia. Cine să accepte insolvența? Practic, complexul nu are datorii la acest moment decât la stat. Are niște datorii la stat. Statul e creditorul numărul 1. Păi bun, statul este cel care a și produs pagubele de la CEO, că să nu uităm că a forțat Complexul Energetic Oltenia să dea la Severin, să dea la Govora și peste tot. Cărbune. De unde nu și-a luat banii. Da, pentru că statul, atenție, ăia când au comandat de la Severin sau de la Govora, aveau garanția statului că își vor primi subvențiile. E vorba la Severin și de acele subvenții pentru căldură, pentru locuitori. Toți acei bani nu s-au mai dus acolo și n-au mai venit la Târgu Jiu. Practic așa se rezolva. Deci, din acest moment, eu nu văd cum ar putea să... Deci, numai dacă o facem artificial, adică, nu știu, acea firmă care a exportat cărbune în Serbia și care este în continuare în litigii cu Complexul Energetic, poate o să plângă și o să ceară ea insolvența, să zicem, Complexul Energetic Oltenia, că din câte am văzut eu, la cum s-a încetat brusc contractul acesta, s-ar putea ca după ce să fim și bătuți și cu banii luați, cum s-ar spune, deci cei de la firma respectivă, să câștige și procesele în instanță. Păi oricare creditor poate să ceară insolvența, nu trebuie neapărat cel mai mare.
Nu prea există momentul de față ca aici, deci noi suntem pe pierderi foarte mari la nivelul complexului energetic Oltenia. De ce? Că la Govora am cedat niște active pe care le punem pe pierdere că le-am cedat și în același timp punem datoria pe care o avea Govora către complexul energetic, o punem tot la datorii. Deci, practic, cine să ne ceară insolvența din această direcție? Bun, la Severin știm că e insolvență deja acolo și se duc spre faliment, deci, practic, nu sunt alte datorii din câte se cunoaște oficial. Bine, ar fi bine dacă am vedea transparent aceste lucruri, pentru că, încă o dată, faptul că s-a aruncat pe piață o cifră de foarte mare pe pierderi și cum s-au calculat, mă face să cred că lucrurile sunt puține serioase sau au trebuit să respecte un scenariu. Adică, bă, trebuie să mergem într-o anumită direcție. Prima a fost faptul că avem pierderi foarte mari, a doua mutarea sediului și toate celelalte, ca în momentul acela să ne ducem spre insolvență. Cred că ăsta este scopul. Bun, dar întrebare, insolvență prin reorganizare, adică se face reorganizare pentru a se găsi lichidități sau se face un plan de reorganizare care durează 3 luni? Sau se trece direct în faliment? Asta e întrebarea. Nu, prin reorganizare bănuiesc, deci complexul este încă destul de solid economic ca să-l trimitem spre faliment. Nu, nu se pune. Bun, și reorganizarea este un lucru bun, că scapi de penalitățile de întârziere la plățile pe care nu le faci către stat, te protejează față de creditorii. Mă rog, o parte dintre creditorii, adică nu mai... se deblochează conturile. Nu-i prea avem. Deci, atenție, creditorii nu prea există în afară decât statul. Statul care ar fi trebuit să-și plătească datoriile. Și atunci n-am mai fi avut o problemă la nivelul complexului energetic Oltenia. Și, atenție, în timp ce noi, statul român, subvenționează pe ceilalți producători, mă refer la eolie, la acelea... Cumpărând certificatele verzi. Da, cumpărând certificatele verzi, la cele pe cărbune le dăm în cap. Dacă în cazul Huile e o problemă, pentru că acolo bagi, știți cum se spunea cu ani în urmă, băgăm 5.000 ca să scoatem 1.000, cum era atunci, la Gorj nu a fost așa și chiar dacă s-a și furat, pentru că am tot văzut dosare, s-a și aruncat, să zicem, banii pe fotbal cu ghilimele de rigoare și pe alte sporturi, cu toate acestea, complexul a rămas cât de cât pe linia de plutire. Sau mineritul din Oltenia, cum s-a numit, SNLO, CO și celelalte. Bine că vorbim bani de fotbal, despre banii de fotbal. Eu chiar am întrebat într-o conferință de presă dacă pe cei membrii directoratului sau, mă rog, cei care erau atunci în conferința de presă, dacă e normal să plătești fotbaliști când tu ai probleme cu banii pentru minerii tăi, dai minerii afară, plătești fotbaliști. Și a spus, știți, face parte din buget. Păi, despre asta întrebam, e bine făcut bugetul? Păi nu, e o problemă și anume faptul că ce nu se înțelege și aud și pe mai managerul general a știut și nu s-a prea băgat în chestia, a zis că o să încerce să meargă să sprijine sportul în continuare. Dar acest ministru Grigorescu, care mie îmi face bine, era un secretar de cabinet al fostului ministru care știa ceva. Ăsta ce-a aflat și el pe la uși, din câte îmi dau seama. Grigorescu spune că nu e voie la sponsorizări din partea complexului energetic Oltenia pentru sport. E corectă chestia, toate firmele în faliment nu dau sponsorizări. Sau pe pierdere, da. Pentru că sponsorizarea se dă din profit, cu altă parte din profit. Dar complexul nu face sponsorizare la panduri sau la energie. E acționar. Este acționar. Atenție, obligațiile unui acționar. Păi să nu mai fie. Păi bun, să nu mai fie. Să vândă acțiunile. Da, dacă se găsește mai cineva, niște bani? Dacă se găsește cineva să le și cumpere. Poate se găsește. Avem niște imagini filmate în condiții mai vitrege așa, dar pentru că sunt declarații importante care s-au dat acum câteva zile, când încă erau greviști în fața CEO. Vom urmează să le vedem. Nu sunt materiale montate pentru că am luat doar declarațiile, le-am tăiat exact ce merita să fie pus acolo pe post, pentru că au fost și multe acuzații un pic cam neortodoxe și care nu pot fi date pe post. Am selectat ca esență ideea, da? Avem declarații de la Laurențiu Ciobotărică, directorul interimar al CEO, Gabriel Căldărușe, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia,
și Gheorghe Peptan, vicepreședinte, Departament Rovinari, SMEOM. Haideți, regia, să urmărim declarațiile. Pentru luna ianuarie vom plăti diferențele care au fost reținute salariaților până acum și lucrurile vor intra la normal. Politica mea și a companiei este aceea că nu vom ieși din cadrul legal și din cel legat de prevederile din contractul colectiv de muncă. Dacă un drept sau obligație nu e prevăzut acolo, nu va fi acordată decât în momentul în care va fi discutată în comisie și va fi prevăzută în contract, chiar și sub forma unui act adițional. Lucrul ăsta l-am făcut astăzi. Subiectul ăsta, din punctul meu de vedere, a fost închis. În acel, numai puțin, un alt subiect discutat care a fost coordinat de zi a fost legat de ziua de 8 martie. Deși în contractul colectiv de muncă nu este prevăzut plata unor indemnizații sau unei, eu știu, unei prime pentru doamnele din companie, am stabilit astăzi și vom rectifica bugetul companiei să se stat de a acorda tuturor doamnelor din companie o primă de 100 de lei. Alte subiecte care nu erau pe ordinea de zi, dar necesitau a fi discutate, se refereau la modificarea programului de lucru în perioada următoare, aici mă refer la Arena Rovinar și la Micioara, și anume va fi o perioadă de șomaș tehnic pentru 5 zile prin rotație pentru diferite zone, tocmai pentru a ajunge la o situație normală. Producem când avem nevoie, ne oprim când nu avem nevoie. În momentul de față, vânzările sunt foarte mici. Suntem în piață cât ne permite piața să intrăm, drept pentru care în perioada următoare vom lua și măsuri de eficientizare a timpului de lucru în corelate cu ceea ce avem nevoie și cu ceea ce putem intra în piață. Am văzut că nu au fost probleme nici în sensul ăsta. Încercăm în perioada următoare să intervenim și în programul de reparații, revizii la utilaje, dacă tot e o perioadă un pic mai puțin mai ocupată. A mai fost discuții referitoare la stadiul în care se află proiectul de eficientizare al companiei. Am prezentat partenerilor sociali următoarea situație. Organigrama companiei, noua structură funcțională a companiei va fi prezentată săptămâna viitoare. Cred că vor fi probleme în sensul ăsta, pentru că până la urmă e atributul administrației, însă proiectul de eficientizare e într-un stadiu destul de avansat. Înainte să facem orice, vom veni la dumnealor și vom prezenta situația așa cum este ea și măsurile pe care noi le propunem a fi implementate. Discutăm de eficientizare de activitate și am ajuns la o formulă de organizare a companiei mult mai fiabilă. Discutăm de desființarea a multor posturi de conducere pentru un act managerial mai simplu. De asemenea, discutăm de reducere de costuri în toate zonele, de la costuri cu prestatorii, costuri cu energia, costuri cu prestațiile din partea tuturor. Într-adevăr, discutăm și de reduceri de personal, dar reducerile de personal vor fi stabilite și numărul de care discutăm va fi stabilit în funcție de toate elementele și la momentul în care îl vom prezenta partenerilor de discuție. Nu cred eu că trebuie mutat serviciul social. Atributul de a muta sediul de companiei la București revine acționarului. Eu cred că mesajul transmis de domnul ministru ieri, eu cred că a fost extrem de clar și am de înțeles. Nu este atributul meu să discut referitor la subiectul ăsta. Nu știu, eu n-am înțeles asta. A cerut domnul Cioloș sau domnul Grigorescu? În Complexul Energetic Oltenia există directorat, Consiliul de Supraveghere și adunare generală a acționarilor. Eu voi rămâne aici, indiferent de unde ați. Vor intra o săptămână șomaș tehnic cu 75%. Deci asta se face prin rotație. Iar începând cu luna martie, va începe programul de privatizare. Fiecare director de restructurare. Da, am greșit. Prima etapă, fiecare director de sucursală, așa cum se va stabili, va face tabelele nominale pentru acest. Câte persoane? În prima fază este să plece cine dorește cu plăți compensatorii, adică cu... Câte plăți compensatorii? Deci, colegii au solicitat 5 salarii. Eu mai nimic. Nu cred că să îngrămădește nimeni să plece cu suma asta. Ce an? La ce număr trebuie să se ajungă de disponibilitatea anul ăsta? Anul acesta la 3.000.
3.000 de oameni vor pleca. Salariați. Că e de... Dânsul vorbește și de partea economică, că sunt vreo 300 de economiști și întâi să-și facă situația acum. Așa și va pleca și din... Veți mai rămâne în grevă? Nu, noi continuăm greva. Nu am discutat, să știți, cu privire la sediu. E un lucru foarte grav, că recunosc în final și dânsul că așa este, să cere de acolo, dar însă mass media a specificat astăzi că dânsul a solicitat mutarea... Faceți în continuare pentru sediu sau pentru... Pentru sediu și alte drepturi. Care altele? Deci e referitor și la sporul de noapte, dar să pusă și acum, nu să finalize, să reîntâlnesc din nou, să discute pe tema asta. Și noi mai avem și alte nemulțumiri cu acordarea claselor de salarizare. Efectiv, la mentenanță, practic, oamenii aceștia au fost călcați în picioare, cu toate că unii au spus că au luat zmeu. Ai mei n-au luat. Deci, sunt nemulțumit din punctul ăsta. Bine că sunt și al păstrarea locurilor de muncă, fără externalizări, fără privatizări. De fapt, da, nu e vorba și de restructurări, și externalizări și privatizări. E problema de mentenanță. Deci, ținta asta e. În prima fază apare vulcanizări, dar... Așa cum este, eu vă spun că în continuare îi solicit demisia lui domnul Ciubătărica. Și a ministrului? Și a ministrului, dacă nu asta. Iar vă mai spun o treabă, că mâine la orele 15, dacă dânsii nu vor da o soluție sau să vină ministrul, eu îmi voi da foc în fața complexului. În ceea ce privește sporul de noapte, eu vă spun încă o dată. Acest subiect a fost creat artificial ca în spatele lui să joace mutarea sediului complex energetic Oltenia. Pentru că dacă azi s-a putut rezolva această problemă, atunci dacă dumnealor a constatat o neregulă, obligatoriu avea obligația să cheme sindicatele pentru a remedia, să explice și pentru a remedia acea problemă. Dar acest subiect a fost creat artificial de administrație sau de cineva din administrație și în rest, din ordinele venite la București, e clar că există specialiști în manipulare foarte, foarte buni profesioniști ca să facă ceea ce vor cu acest complex energetic. Deci s-a rezolvat zilele următoare, mâine sau luni, va fi semnat un act adițional prin care vor fi aduse modificările de rigoare. Restructura de personal, o accepta sau nu? Nu, haideți să vă spun, n-a fost făcută o prezentare, dar vă spun exact ceea ce s-a spus. Nu e o problemă, o spun încă o dată. Acolo unde există voluntari, oameni care doresc să plece din cadrul companiei cu anumite sumă de bani, nu ne vom opune niciodată. Acolo unde, iarăși, sunt oameni care vor îndeplini condiții de pensionare, n-am fi ipocriți acum, cum am acceptat și anul trecut, vom accepta și acum. Dar, când a spus foarte clar că nu va fi suficient, dar nu s-a vorbit de număr, nu s-a vorbit de nimica, dar e clar că vor urma și astfel de lucruri. Deja vom începe, din prezentarea dumnealor, vor începe un program la 75%, un program care va fi aplicat pe tot ceea ce înseamnă direcția minera. Șomaj tehnic. O săptămână fiecare subunitate minera. Nu. Ele vor începe prima săptămână, dar pe parcursul lunii martie toți vor face acest program. Toată compania. Da, iată, declarațiile am ales să le prezentăm cu toate că s-au filmat în condiții mai grele. Nu am înțeles de ce nu s-a procedat la invitarea presei în ședința în sala aceea de conferințe. Cum se făcea? Se stătea frumos la masă, se puneau microfoanele. Chiar n-am priceput, pentru că e pentru prima dată când CEO ține presa pe hol și dă declarații în hol. Chiar nu ne-am așteptat la așa ceva. Ăsta e motivul pentru care imaginile lasă de dorit din cauza condițiilor de aglomerație. Da, și mulți dintre colegi au avut aceleași condiții, deci practic imaginile sunt la fel. Clar, toți au suferit la fel. Apropo de profesioniștii care se ocupă acum de comunicare la adresa CEO-ului, știm că la un moment dat, anul trecut sau acum 2 ani, se plăteau bani grei pe anumiți așa zis ziariști care se ocupau de imaginea complexului și de comunicare și știm cât de în ce hal comunicau ca să nu fim... Ba chiar făcuseră un ziar în care numai ziar obiectiv și făcut pentru transparență nu era. Dar mai avem 3 minute, așa că va trebui să tragem concluzii. Deci, oamenii nu mai sunt în grevă pentru că... Deci, deocamdată, directoratul a trimis o adresă către Consiliul de Supraveghere prin care solicită să nu se mai mute sediu. Ceea ce deduc eu, deși... Ați văzut, managerul general spunea că n-a cerut el sau nu-i atributul lui, așa scrie și în protocol, directoratul solicitase mai înainte Consiliului de Supraveghere de la București să mute sediu
administrativ, de fapt sediu social, că aici e problema, e o diferență între, sau cel puțin așa s-a încercat să se acrediteze, să se dorea să se mute sediu la București și deocamdată s-a revenit asupra deciziei. Practic nu se mai discută în ședința Consiliului de Supraveghere de pe 29, deci de luni. Dar de unde știm asta? Adică de unde suntem noi siguri că s-a făcut o adresă către minister? Odată ce directorul Ciobotărică spune că nu s-a făcut. Membrii Consiliului de Supraveghere au declarat săptămâna trecută public că au primit o solicitare din partea directoratului pentru mutarea sediului. Și directorul spune că n-a făcut asta. Acum, unde este adevărul? Nu pe cine prea putem, să credem? Nu știu pe cine să credem, dar având în vedere că duminică seara, după ce s-a ajuns la o anumită înțelegere, în sensul că Consiliul de Supraveghere a acceptat, a primit adresa de la directorat că nu mai solicită mutarea sediului. Dar știm sigur că există acea adresă? Da, există. În protocolul acela încheiat cu sindicaliștii, cu greviștii, se spune că s-a trimis, că a fost acceptat acest lucru. Și acela este public. Adresa n-am văzut-o. Poate... Ai văzut protocolul? Da, a fost, e dat publicității. Da, deci deocamdată nu mai sunt greviști ai foamei în fața... Dar problema nu e rezolvată, încă o dată. Deci problema nu e rezolvată. Da, pentru că pe 29 nu se va discuta, clar, s-a promis asta și asta se va face. Dar nu avem nicio garanție că luna următoare, peste 2 luni, peste 3 luni, sediul nu se va muta printr-o decizie de acest gen. Până la urmă, nu trebuie să ceară directoratul. Directoratul este un simplu executiv. Da, și directoratul se presupune că ar rămâne, știți ce spunea manager general, și în varianta că se mută sediu social, ar rămâne la Târgu Jiu. Mi se pare o aiurea să rămână, dar oricum suntem într-o fază de reorganizare la nivelul CEO-ului. Vorbeam și săptămâna trecută, acum rămân doar, deci partea minieră se face în două sucursale, una Jilțu plus Motru, cealaltă în zona Rovinari, partea energetică se împarte în trei sau ceva de acest gen, în care Ișalnița și Craiova separat. Ceea ce mai vorbim, pentru că suntem la finalul emisiunii. Ce mi se pare mie ciudat, că meeting-ul peneliștilor nu a adunat atâția oameni cât ar fi fost de așteptat și nu se știe nici al PSD-știlor dacă ajunge la 10.000, așa cum au dat ei comunicat. O singură problemă. Meeting-ul a fost convocat de sindicate și de PNR, la care a participat și PSD. Când sunt mulți responsabili, niciunea nu-i revine responsabilitatea totală. Vom trăi și vom vedea. Mulțumim pentru atenție, dragi telespectatori. La revedere!